Învățătorii și profesorii care vor fi condamnați pentru hărțuire sexuală vor avea pedepse cu o treime mai mari față de cele existente în prezent. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților cu o majoritate covârșitoare. Deși foarte multe eleve și studente au reclamat astfel de fapte în ultimii 8 ani, doar 19 dascăle au fost pedepsiți. Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de la noi s-a petrecut în 2017, când o clasă întreagă a depus mărturie împotriva unui profesor de fizică din județul Călăraș. La acea vreme, elevele au povestit cum dascălul le făcea declarații de dragoste și le atingea în locuri nepermise. Pedeapsa primită pentru cele făcute a fost muncă în folosul comunității și plata unor daune morale, câte 5.000 de lei pentru fiecare victimă. Părinții s-au declarat scandalizați. Stau și mă gândesc ce ar fi trebuit să întâmple ca să primească pedeapsă cu adevărat. Că nu a fost ușor să prim copilul toată vara la psiholog. Nu să o duc în vacanță. Potrivit celor mai recente cifre puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne, în ultimii 8 ani, numărul condamnărilor pentru hărțuire sexuală a fost extrem de mic prin comparație cu numărul condamnărilor pentru viol, act sexual cu un minor, proxenetism, agresiune sexuală sau pornografie infantilă. În aceste condiții, aleșii au ajuns la un acord și au votat cu majoritate covârșitoare noul proiect de lege. Au fost de părere că era nevoie de o completare a legii inițiale care incrimina doar hărțuirea la locul de muncă, nu și hărțuirea din școli. Din această cauză, multe procese erau pierdute. Anul acesta am fost martor într-un proces și era vorba despre un alt proces în care am fost avocat și era un proces de hărțuire. Și am fost întrebată în ședința de judecată care a fost soluția. Răspunsul meu a fost că, din păcate, în acel proces pe hărțuire a fost pierdut. Prin această modificare a codului penal, reușim să incriminăm hărțuirea sexuală în școli și universități. Până acum nu aveam decât o reglementare referitoare la hărțuirea sexuală la locul de muncă. Conform codului penal, astfel de fapte pot fi pedepsite cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani. Noua lege va majora însă cu o treime pedepsele în cazul cadrelor didactice care hărțuiesc sexual elevi sau studenți. Mai mult, se adaugă și interzicerea exercitării funcției. Suntem cu toții, sau cei mai mulți de noi, tați și mame și știm cât de greu ar fi dacă ne-am trezit în situația în care trebuie să facem dreptate copilului nostru într-o astfel de situație de hărțuire în mediul academic. Este important să mergem acum în universități, să spunem universităților, vedeți că aveți reglementare, introduceți chestiunea asta în codurile de etică. Legea urmează să ajungă la președinte pentru promulgare.